Bine ați venit, dragi prieteni! Astăzi vom descărca ForScan, un program care ne va permite, împreună cu interfața OBD2 LM327, să conectăm un calculator la mașină. Acest program e pentru mașinii Ford sau Mazda. Cu acest program vom putea face o diagnoză la mașină fie când se aprinde un martor de bord, fie când am dori să vedem dacă mașina e în stare bună, chiar dacă nu s-a aprins niciun beculeț de bord. Deschidem un browser, Chrome, Explorer, Firefox sau cel pe care îl aveți și în bara de sus scriem www.forscan.org. Se deschide pagina inițială, limba engleză, cu noutățile programului. Pot să spun că este actualizată destul de des. Apăsăm la fila Download și căutăm versiunea care ni se potrivește cel mai bine în funcție de calculatorul pe care îl avem și sistemul de operare. Există o versiune pentru iPhone, pentru Android, pentru Windows. Eu o să descarc versiunea pentru Windows. Alegem fișierul unde vrem să îl descărcăm, dacă nu vrem să fie descărcat în fișierul Download. Și începem instalarea. Trebuie instalat în modalitatea administrator. Ne întreabă în ce limbă îl dorim și dăm înainte. Acceptăm contractul. Dacă vrem, putem și să-l citim. Și alegem unde vrem să fie instalat. De obicei și-l alege singur, dar putem să-l schimbăm. După instalare, vom merge la mașină, vom conecta interfața la calculator și vom face un test, ca să vedem dacă sunt erori. Mai nou, aceste interfețe funcționează fără cablu prin Wi-Fi sau Bluetooth. Conexiunea prin cablu mi se pare mai sigură, dar probabil vom încerca și celelalte. Sper că acest video să vă fie de folos. Ne vedem la următorul.